Bun găsit, prieteni, într-o nouă zi de aventuri demente cu cote grele de 2. Sunt aici pentru voi pe canal. S-a făcut 19 iunie 2021, o zi ploioasă din nou de sâmbătă, de data asta. Am patru propuneri pentru voi și vi le ofer imediat, nu înainte de clasicul. Like la acest video, subscribe la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Alte patru propuneri complicate, grele, unii joacă complicat, unii joacă combinat, unii joacă îndoind ponturile mele și punând, nu știu, opusurile. Da? Fiecare cum îl taie inima și cheful, ideea e să vă inspirați de la mine cumva și dacă o faceți, felicitări și tot respectul din partea mea. Sunt meciuri, am spus-o mereu, o voi spune întotdeauna, complicate, sunt cote grele de 2, jucați-le cu atenție, cu responsabilitate, doar dacă sunteți majori, doar dacă sunteți în toate facultățile mentale. Avem aici pe canal tot felul de nebuni despre care nici nu vreau să mai deschid subiectul, pentru că dacă nu îți iei sanațul la timp, evident că te duci pe viroaga demențelii. Am patru ponturi pentru voi astăzi și vi le ofer cu mare drag. Primul este din Norvegia, Eliteserien. Astăzi se vor duela Sandefjord sau Sandefjord, cum se scrie, Fjord, da? Sandefjord cu Viking. Sandefjord în duel cu Viking este un meci care se va încheia cu victoria oaspeților. Din partea mea se îndrevede un 2 solist. Poposim apoi în Uruguay, Primera Division, să vedem meciul dintre Sud America și River Plate. Câștigă oaspeții, câștigă și aici oaspeții, câștigă River Plate. Doi solist, așadar, din partea mea. Ne mutăm înapoi în Scandinavia, mai întâi pentru un duel din Suedia, Super Retan, acolo unde Östers, sau cum se scrie Östers, Östers se duelează cu Eskilstuna. Câștigă gazdele în acest duel, câștigă Östers sau Östers. Östers, Eskilstuna, 1 solist. A doua propunere, tot din reveneala noastră în Island, în Scandinavia, vine din Islanda. Islanda, divizia a doua, acolo Leiknir, Fauskrusfjurtish, se duelează cu Troctur Vogar. Leiknir, Fauskrusfjurtish, în duel cu Troctur Vogar. Vogar câștigă în acest duel cu pronunții complicate. Oaspeții. Se anunță o victorie a oaspeților, a celor de la Troctur Vogar. Doi solist, așadar, propunere din partea mea. După cum vedeți, aleg meciuri felurite, meciuri absolut demente din ligile cele mai nedescântate și într-un fel bine fac. Sunt însă propuneri pe care le propun site-urile astea de eu le urmăresc cu religiozitate de niște deja ani buni și dacă site-urile spun într-un fel, nu o să modific sau să călesc eu sau să îmblânzesc eu într-un fel punturile astea în care îmi pun toată credința. Astea sunt pentru astăzi, astea vi le transmit și vouă mai departe și să sperăm că avem noroc. Ați văzut, sunt multe zile în care ies 3 din 4, unii joacă combinat și bine fac, te mai alegi cu un leu în plus acolo de o ciocolățică. Jucați responsabil, jucați cu 2 lei, 5 lei. Nu faceți ca mine sau ca alții din grup sau ca alții de aici de pe canal cu 20-30 de lei, pentru că sunt bani riscați care nu se mai întorc înapoi și nu vreau să-mi aud reclamații și înjurături. V-am spus întotdeauna că nu vă puteți baza pe ponturile astea ca fiind sigure sau nu știu ce vă imaginați voi la fix, la punct ochit, la punct lovit. Așadar, să le jucați, să le puneți pe bilet cu scepticismul că se poate întâmpla să nu iasă câștigătoare. Întotdeauna le joc asumându-mi chestia asta în fiecare dimineață, în fiecare zi și trebuie să o faceți și voi ca să nu avem vorbe la proces. Printre altele îi spun bun venit pe grupul privat lui Mircea, care a ales
să dea join și să intre alături de mine în complicățenia asta cu biletele mai lungi, pomelnice, să nu joace, a ales să nu joace doar biletul ăsta scurt de pe canal, de 4 meciuri, s-a înscris la nebunia de a juca și biletele pomelnic. Vă arătam unul mai lung chiar ieri în comentariile clipului de ieri. Ce ni se întâmplă nouă zilnic și cum ne-a scos GG-ul de la Olanda-Austria, cum n-au fost în stare austriecii să înscrie măcar un căcat de gol și a stricat frumusețe de bilet. Și-a asumat așadar că se bagă la lupta asta mult mai încurcată, mult mai alambicată și cu câștiguri mult mai rare. Abia și cu astea 4 meciuri și o scoatem la 2-3 ori pe lună câștiguri și nu-mi place deloc. Dar aminte cu biletele alea atât de lungi și atât de complicate. Dacă vedem un câștig cu cotă 3.000-4.000 plus odată la 5-6 luni deja, nici nu știu cum să mă mai pronunț despre ele. Dacă vedem un câștig măcar de 2 ori pe an cu un astfel de bilet foarte lung, eu zic că ne aranjăm bine de tot și ne putem numi norocoși. Acelea sunt chiar de-a dreptul foarte riscante. Accesul pe grupul privat se face prin detaliile de la veți în descrierea acestui video, destul de foarte ușor. Doar să vă asumați că îmi veți posta capturi din aplicația Superbet că jucați zilnic biletele. Altfel, nu aveți ce căuta pe grup pentru că acolo lucrurile sunt chiar de-a dreptul demente, fragile, riscante și doar dacă aveți buget și vă bazați pe el și pe propriile voastre asumări, vă puteți băga la așa ceva. Nu vreau să vă chem și să vă ademănesc într-un căcat din care nu o să vă facă în care nu o să vă facă plăcere să participați. V-am spus întotdeauna deschis că sunt lucruri complicate, lucruri grele. Jucăm cu toții acolo, suntem vreo 6 în clipa de față. Asumat și în secunda în care se ivește un bilet din ăla lung câștigător, eu zic că tot efortul ăsta plin de incertitudine o să merite. Așteptăm să ne salvăm cu un pomelnic de acolo, așteptăm să iasă și biletele astea scurte. Vreau să vă convin și pe voi că nu dau la mișto pontul în fiecare zi și nu pierd aici 10, 15 minute, 20 în fiecare zi până la jumătate de oră, o oră să fac chestia asta cu canalul de YouTube și cu oferitul public de ponturi, că nu e ceva ce fac la mișto, așa de dragul de a mă afla în treabă, ci că chiar îmi dau interesul să ajungem la un punct, la un numitor comun. Inclusiv eu joc biletul ăsta de pe canal și toată lumea pe grup cam face la fel, cu 25-30 de lei în fiecare zi, că ne luăm în barbă și că se pierde și s-a pierdut în toată perioada asta în care ați văzut și voi că biletele au fost necâștigătoare. Îmi asum chestia asta, ne asumăm chestia asta. Faceți-o și voi și nu vă invit și nu vă propun și nu vă sugerez să jucați și voi cu 20-30 de lei sau mize chiar mai mari. Jucați cu 2 lei, 5 lei până ajungeți la un câștig acolo și vedem cum mai pornim mai departe. Eu sper ca aceste câștiguri cu combinația asta de 4 meciuri, biletul ăsta de 4 meciuri, cotă 2, să devină din ce în ce mai des. Dar e de muncă, mă zbat cu tabelul de gât și vedem cum mai stau lucrurile în zilele, săptămânile, lunile următoare. Vă urez toată bafta din lume, am vorbit deja 9 minute, sper că e suficient pentru azi, să avem noroc și poate câștigăm azi. Numai bine!